jos labele de pe învățământul românesc. PSD, PNL și niciun partid nu trebuie să se amestece în conducerea învățământului. Continuăm seria noastră și astăzi mergem la Buzăul lui Ciolacu, unde Inspectoratul Școlar Județean este condus, bineînțeles, de omul PSD, psd Daniela Palcău, care conduce Inspectoratul Școlar General Buzău, a organizat un eveniment aparent nobil intitulat Învățământul Buzoian între tradiții și modernitate. Însă, dincolo de strălucirea cuvintelor și a decorilor sclipitoare, acest eveniment este unul pur electoral. Cu sute de directori de școli adunați sub același acoperiș, ceremonia a avut drept scop principal recompensarea lor pentru contribuția adusă la formarea și dezvoltarea educației buzoiene. Cu toate acestea, sub stratul de elogii și aprecieri, există o realitate tulburătoare care nu poate fi ignorată. Prin intermediul acestui eveniment, aparent neutru, se pare că președinta Inspectoratului Școlar General Buzău, membra PSD, încearcă să facă o campanie electorală mascată împreună cu directorii școlilor buzoiene. Printre cei 500 de invitați, avem toată spuma PSD Buzău. Emanuel Neagu, actualul președinte al Consiliului Județean Buzău, Lucian Romașcanu, viitorul candidat al Consiliului Județean Senatori și deputați PSD, primari din diferite comune. De asemenea, este de luat în considerare faptul că în cadrul evenimentului au fost premiați și foști directori, un gest care ar putea fi uh, interpretat ca o tentativă de păstrare a loialității în rândul membrilor PSD, în special în contextul politic tensionat dinaintea unor alegeri. Într-o democrație sănătoasă, educația ar trebui să rămână neafiliată politic și să se concentreze în totalitate pe interesul și dezvoltarea elevilor. Orice încercare de politizare a sistemului educațional este de neacceptat și ar trebui să fie condamnat de către toți cei preocupați de bunăstarea și buna funcționare a societății. Practic, am avut o adunare cu directorii de școli și pesediștii. Daniela Parcău, să-ți fie rușine. Nu ești un exemplu de profesor. Ești un câine politic care face orice ca să prindă un loc mai bun pe listele de anul acesta de la alegerile parlamentare.